Preacuvioase Părinte Vicar, Preacuvioase Părinte Exarh, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși Părinți, Preacuvioase Maici și Surori, iubiți credincioși, întâi de toate dăm slavă lui Dumnezeu că ne-a ajutat să venim mai de departe, mai de aproape, ca să fim în comuniune la această Sfântă Liturghie. Am numit-o cumva festivă, pentru că are în vedere, cum ați auzit, pomenirea Părintului Serafim, dar fiind Sâmbăta Morților, a avut și are în vedere pomenirea tuturor celor dragi ai noștri care au trecut pragul, din familii, din oftele mănăstirești, din orașe, din sate, și au fost pomeniți astăzi. Acum, Părintele Andrei Ioniță mi-a făcut o prezentare prea elogioasă și aș vrea să scad un pic tonul și să spun că astăzi trebuie să luăm cu toții exemplu de la mai marii noștri, cum foarte frumos a zis, și îl socotim pe unul din mai marii noștri, pe Părintele Serafim, care a întrunit în ființa lui foarte multe calități pe care le-ați cunoscut mai bine decât mine, fiindcă eu nu l-am cunoscut direct, dar una dintre ele foarte frumoasă a fost smerenia. Smerenia Părintului Serafim merită mai multă atenție și, cu ajutorul Domnului, să o urmăm fiecare. Am în mână două cărți aici. În clipa în care am ajuns la centrul eparhial, în urmă cu aproximativ două luni, să spunem, sau poate ceva un pic mai mult, Părintele Andrei m-a rugat, împreună cu Părintele Pimen, amândoi m-au rugat să duc cu mine la București un manuscris, de fapt erau predicile culese pe calculator, și să le fac o mică prezentare așa. Și sigur că am primit ascultarea cu multă bucurie, pentru că Părintele Pimen mi-a dat din chilie această carte, pe care o cunoașteți cu siguranță, dar poate nu toți. Chipul nemuritor al unui părinte harismatic, Arhimandritul Serafim Huzdub, la un an de la trecerea în veșnicie, cu binecuvântarea înaltului Ioachim și cu osteneala, în primul rând, a Părintelui Andrei, care s-a îngrijit și de editarea acestei cărți de predici. Ei bine, trebuie să vă mărturisesc sincer, cât de profesor de omiletică aș fi fost eu sau aș fi, fără această carte n-aș fi putut să scriu obiectiv despre predicile Părintelui. Predicile le-am citit, sigur că știu să analizez o predică, trebuie să știu, am învățat și pe studenți și învăț, însă niciodată nu poate fi despărțit omul de opera sa. Și aici, întâi de toate, am descoperit un om, un om bun, un om prietenos. Chiar mă gândeam că, așa cu îngăduința dânsului, că avem această credință cu voia Domnului, Părintele Serafim a fost împreună cu noi astăzi, aici, cu sufletul. Fac o mică paranteză. Am întrebat un coleg profesor de dogmatică de la București, dacă nu exagerez, dacă nu greșesc, spunând că, pun o virgulă, cu voia Domnului, anumite suflete, poate nu toate, care se pomenesc la proscomide, la Sfânta Liturghie, pot fi prezente în Sfânta Biserică, în Sfântul Lăcaș, respectiv acum aici, în acest frumos altar de vară. Și colegul profesor mi-a spus că da, și m-a dus cu vorba la proscomidiar, acolo se scot părticele, cum știți, cu destinație foarte precisă, cu nume. Sunt pomenite niște nume acolo. Acum, repet, Dumnezeu îngăduie sau nu anumitor suflete, dar socotim după tot ce știm despre Părintele Serafim, că i-a îngăduit și îngăduie Dumnezeu să fie cu noi aici. Și acum, închizând paranteza, vă spun că în
prefața mea, cum a sesizat și Părintele Andrei Ioniță, Părintele Arhimandrit, am scos în evidență mai ales latura predicatorului, a omului, nu atât a predicilor. Predicile cred că vă sunt cunoscute, l-ați auzit predicând, ele sunt simple, sunt predici populare, le-aș numi, simple, dar nu simpliste. În fiecare predică găsim trimiteri la Scriptură, la Sfinții Părinți și mereu cu aplicare la viața practică, cu îndemnuri morale, dar nu tăioase, nu înfricoșătoare, nu dirigenție, nu, ci cuvântul unui părinte bun către bunii săi păstoriți, pe unde l-a trimis ierarhia, pe unde l-a trimis înalt preasfințitul, pe unde a făcut ascultare, pe unde a slujit. Ce m-a impresionat foarte mult în această monografie pe care i-ați dedicat-o a fost faptul că fiecare dintre cei care au scris sunt aici în jur de 25 de autori, să spunem, înalt preasfințitul părinte Ioachim, care îl numește călugăr harismatic. Și ar fi bine de meditat. Călugăr harismatic, acest cuvânt se poate asocia oricăruia dintre noi, preot harismatic, toți suntem purtători de har, de la botez, credincios harismatic, suntem chemați să fim harismatici, sigur, să nu ne sperie acest cuvânt, și primim har și ne întărim cu harul lui Dumnezeu, mai ales la Sfintele Liturghii. E bine, călugăr harismatic înseamnă un călugăr cu vocație reală, cu o chemare la care el a răspuns în mod exemplar. Și din acele 25 de mărturii, eu am spicuit câteva care îl caracterizează ca om. Să nu se supere cei pe care nu i-am citat. Nu puteam să citesc 25 de autori, ar fi însemnat să fac prefața numai cu citări. Dar mărturiile lor rămân, însă am vrut să extrag câteva expresii care mi s-au părut că îi conturează persoana și personalitatea. Și am spus că înaltul l-a numit călugăr harismatic. Părintele Pimen l-a numit răbdător tăcut când se făcea o nedreptate. Parcă aș vrea să mă opresc un pic și să zic ce bine ar fi să avem și noi mai multă răbdare când se face o nedreptate, că se mai întâmplă. Părintele Andrei Ioniță spune așa, nu vorbea mult, dar vorbea așezat. Iertați-mă, Părintele Andrei spune că îi zice omul zâmbet, omul zâmbet, un chip luminos, așa cum îl vedem și în fotografii, așa cum vedem și la mormânt acolo, la fotografie, la mormântul foarte, foarte frumos amenajat acolo, împodobit, așa cum se și cuvenea. Și acum nu vorbea mult, dar vorbea așezat, sunt vorbele Părintului Ciprian Ioan Ignat. Părintele Arhimandrit Nectarie Iftim îl numește om al ordinii și al bunei cuvințe. Protosingulul Teofil Poenariu îl numește bun orator și duhovnic iscusit. Monahia Cornelia Poenariu zice așa, citez, înălțimile nu l-au amețit, adâncimile nu l-au dus la disperare. Maica stareță Teoctista Ungureanu zice, aplica dreptatea cu bunătate. Monahia Evlogia Chirvase zice, pururea grăitor de bine. Și în sfârșit o ultimă mărturie aici, dar nu, și din carte, Monahia Filoftei Ciocan spune, iubitor de osteneală. E bine, dacă aceste calități nu existau, n-ar fi fost scrise, n-ar fi fost date aceste mărturii. Și datorită acestor calități, între care a scos în evidență din nou în evidență bunătatea, prietenia, smerenia. Mă opresc un pic amintind un cuvânt al părintelui Arsenie Papacioc, de care ați auzit cu siguranță, o definiție a smereniei. Smerenia
este arta de a ști să stai la locul tău, de a ști să-ți cunoști locul tău. Ei bine, aceste calități i-au dat posibilitatea să fie un bun predicator. Și nu spun așa numai niște vorbe să sune, o spune un orator celebru, Vintilian, de la care creștinismul, predica creștină a preluat foarte mult, tratatul de retorică, ca și de la alți retori, așa cum au fost Sfinții Trei Ierarhi, au învățat în școlile păgâne, dar au preluat de la marii dascăle păgâni, să spunem așa, învățăturile. Deci Vintilian spune așa la un moment dat, non posse oratorem esse nisi bonum virum. Nu poate cineva să fie bun orator dacă nu este bărbat virtuos. Încât predicile acestea pe care le veți citi din acest volum au un duh pedagogic, un duh pedagogic. Ele sunt, sigur, în primul rând pentru noi preoții, așa cum ne inspirăm din alte cărți, ne vom inspira și din această carte. În fiecare din ele găsim așa cel puțin o scânteie sau un cărbune, am zice, din care să ne aprindem focul în propria vatră. Până la urmă, o predică, știu, frații preoți, trebuie să aibă o notă personală, să-ți aparțină. Dar cât îți aparține? Cât? Că iei din Scriptură, iei din Sfinții Părinți, iei de la alți părinți, din cărțile de predici și totuși ceva este și al tău. Luând scântei și cărbuni de la alții, îți aprinzi micul tău foc și de acolo spui și sigur că într-o parohie sau chiar la o mănăstire, lumea simte când cineva preotul predică și din modesta lui experiență din viața lui, nu numai din cărți și de la alții. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a rânduit acest moment care să-i aducem un omagiu Părintului Serafim prin această carte acum tipărită, dar și prin cealaltă. Cei care nu o aveți, o puteți încă procura și toate acestea cu binecuvântarea înalt preasfințitul arhiepiscop Ioachim și iată cu acest privilegiu de a avea un timp foarte plăcut. Chiar dacă ar fi plouat, ne-am fi descurcat, dar timpul acesta plăcut ne încurajează pe noi ca oameni care avem atâtea și atâtea slăbiciuni. Nu numai preoții pot beneficia de învățăturile din această carte, ci și dumneavoastră, iubiți credincioși, și dumneavoastră, monahiile, pentru că, repet, poate fi considerat un mic tratat de pedagogie creștină. Sunt aici îndemnuri pentru momente de bucurie și îndemnuri și pentru momente de cumpănă, care se mai întâmplă să se abată asupra noastră. De aceea, eu în final mulțumesc foarte mult că am fost asociat cu această lucrare frumoasă. Mulțumesc în primul rând înalt preasfințitului Ioachim că a dat binecuvântare să scriu acest cuvânt. Mulțumesc Părintului Andrei, Părintului Pimen, că m-au rugat și m-au îndemnat și sigur că la început am primit așa cu o ușoară rezervă, că nu l-am cunoscut și nu știam de această carte. Când mi-a dat manuscrisul cu predici, nu știam de monografia aceasta. Și în clipa în care Părintele Pimen mi-a dat atunci, mi-a venit inima la loc și mi-am dat seama că pot să mă apuc de treabă. Cuvântul nu este lung, cuvântul meu, mă refer la această prefață, dar l-am scris din toată inima și m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să fiu liber în aceste zile, ca să pot veni personal, așa cum a invitat foarte insistent Părintele Andrei și îi mulțumesc, că am dorit să fiu în comuniune cu Părintele Serafim și cu dumneavoastră. Una este sigur să transmiți un gând bun de la București, l-aș fi transmis din toată inima, și alta e să poți veni personal. Și iată că a ajutat Dumnezeu cu un popas la centru eparhial, unde a fost găzduit
aproape două zile și aici n-am mai fost niciodată. Cum am dat jos din mașină, sigur m-am mutat de jur împrejur, dumneavoastră sunteți obișnuiți că veniți mai des, dar pentru mine am văzut foarte, foarte, foarte multe mănăstiri așa în decursul vieții mele, dar sigur văzând această biserică, titoria lui Ștefan cel Mare și Sfânt și această frumoasă gospodărire, nu vreau să rostesc multe cuvinte, una din regulile predicii este așa, să nu lingușești pe ascultători, indiferent cine ar fi. Îmi permis să spun fraților preoți mai tine, studenților noștri, când veți predica, sigur, aduce un cuvânt de laudă, de mângâiere, dar fără lingușire. Eu o spun cu toată sinceritatea, se vede de altfel. Am fost foarte impresionat și am făcut așa un filmuleț cu telefonul meu să-l trimit și soției, să bucure și ea să vadă o mănăstire și o incintă foarte, foarte frumos gospodărită. E adevărat, este și avantajul începutului verii, când totul e verde, totul e înflorit. Dăm slavă lui Dumnezeu și să fie primită Sfânta Liturghie pentru cele pentru care ne-am rugat, că sunt cereri precise în Sfânta Liturghie, să fie primită și pentru răposații noștri, în mod deosebit pentru Părintele Serafim, pe care, sigur, fiecare îl va păstra în suflet, cei care nu l-am cunoscut, îl cunoaștem de acum tot mai mult și cu aceasta, mulțumind, spunem, slavă Preasfintei Treimi, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin.